Greva generală în rândul profesorilor din învățământul preuniversitar începe luni 22 mai, anunță Sindicatul Învățământului Preuniversitar Hunedoara. Decizia ca protestele din învățământ să continue a rămas în ciuda negocierilor din ultimele zile. Sindicatul din județul Hunedoara a informat că participarea la greva de avertisment care a avut loc miercuri 17 mai a fost peste așteptări. Aproape 5.000 de cadre didactice din județul Hunedoara și-au întrerupt activitatea timp de 2 ore. Cei mai mulți în zona Devei, unde peste 1.000 de profesori dintre cei peste 1.300 de salariați au participat la grevă. Revendicările sindicaliștilor din educație vizează majorarea salariilor personalului din învățământ în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. Salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic. Alte revendicări sunt instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice cu rata inflației, plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic. De asemenea, sindicaliștii solicită acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ, acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii, renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.